Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de vineri, 9 februarie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 9 februarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își doresc în acest an, să li se împlinească toate visele. Haideți să vedem ceșcuța noastră de azi. Iată așa arată ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. Dragii mei, iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă și de această dată ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi, o veste care te va face să vergi câteva lacrimi de bucurie, în așa măsură te vei fi de fericit sau fericită, draga mea sau dragul meu. Acestea fiind spuse, hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în ceșcuță. Iubiții mei, văd aici o stare de tristețe peste unii dintre voi, dar văd că vă gândiți la tot felul de lucruri la care nu ar trebui să vă gândiți în această perioadă, pur și simplu nu vă puteți ține cumpătul, da? Sunteți năpădiți de gânduri negre, vă gândiți să vă luați viața, tot felul de gânduri din acestea nefaste care vin peste voi și nu știți de unde vin, dar nici nu știți cum ați putea să le puneți capăt. Dragul meu, draga mea, văd că aceste gânduri îți apar în mare parte din cauza că ești singur sau singură de prea mult timp și te-ai săturat de această situație a ta. Dar să știi că nu trebuie să gândești așa, dragul meu, draga mea, pentru că tu nu ești singur sau singură. Îngerii lui și Dumnezeu sunt mereu alături de voi. Da? Nu aveți de ce să vă faceți griji, amintiți-vă de acest lucru întotdeauna și cereți sprijinul îngerilor. Veți vedea cum vor veni numai decât în preajma voastră. Trecutul vostru plin de greutăți, să știți că se încheie, veți deschide o nouă pagină, veți găsi și voi persoana potrivită. Dacă aveți certuri cu partenerul, o să aveți din nou o relație bună. Pentru cei cu inițialele V, N, L și S, aveți în spate multe bârfe, dar dacă nu o să le ascultați, să știți că tot voi o să ieșiți la suprafață, vedeți-vă de drum și o să fie totul bine. Văd multe lacrimi de fericire, dragii mei, pentru voi. Veți fi foarte, foarte fericiți sau fericite. Un lacăt aici care s-a deschis pentru voi. O să ai noroc în dragoste și în muncă și în casă. Multe persoane care nu munciți, o să aveți multe șanse de a intra la un loc de muncă. Dacă nu aveți bani, o să aveți multe șanse de a câștiga acești bani. Veți vedea că viața este plină de surprize, surprize cât se poate de minunate pentru voi în această perioadă. Un urs, dragii mei, apare aici. Se pare că veți fi mai puternici, mai curajoși, nu veți mai avea frici în relație, în casa ta. Vă veți bucura din ce în ce mai mult. Pentru persoanele singure, dragii mei, văd, sau persoanele văduve sau acelea care au fost părăsite de partener, de parteneră, dragii mei, dragele mele, nu mai plângeți pentru că a sosit timpul ca și lacrimile voastre să se usuce pe obraz. De ce? Veți cunoaște și voi o persoană interesantă, o persoană așa cum ați dorit întotdeauna, atentă, grijulie, frumoasă, dornică de a avea o nouă experiență în dragoste alături de voi.
Roata norocului se întoarce în sfârșit în favoarea ta și primești din partea Universului această nouă șansă la iubire, o nouă șansă la o viață frumoasă alături de un om minunat. Veți avea cu cine să vă plimbați, cu cine să mergeți la cumpărături, cu cine să împărtășiți momente unice în viața dumneavoastră și veți fi cu adevărat fericit sau fericită, dragul meu sau draga mea. Să știți că veți avea o ușurare în aceste zile, parcă se vede aici ca o lampă, lampa lui Aladin, mă trimite cu gândul la lampa lui Aladin, și un strop de ploaie. Dorințele tale din aceste zile, să știi că se vor îndeplini, dragul meu, draga mea, mare atenție ce-ți dorești, pentru că se va realiza tot ceea ce tu ai în minte sau în suflet. Rugăciunile voastre se vor împlini pentru că tu foarte mult ai rugat, fie în muncă, în dragoste, în casă, în pentru afacerea ta, pentru cei din familia ta, dar toate aceste dorințe ale voastre se vor îndeplini. O să aflați multe vești bune în casa voastră, o să vă bucure foarte mult aceste vești, eu văd persoane care se îmbrățișează, care zâmbesc, poate veți avea în casa voastră chiar și o petrecere, dragii mei, dragile mele, și veți fi foarte fericiți. Pentru cei cu inițialele A, B, M și N, dacă te gândești să te muți sau în legătură cu o casă, da, o moștenire, văd că ceea ce îți pui în gând vei reuși să faci în această perioadă. Cei ce sunteți singuri, bărbat, femeie, veți face cunoștință în viața dumneavoastră, o să intre acea persoană pe care ai așteptat-o de mult timp. O să te recăsătorești, dragul meu sau draga mea, sau poate aceia dintre voi care n-ați fost căsătoriți niciodată, o să vă căsătoriți în sfârșit, pentru că văd aici două persoane și lângă ele un inel și un nufăr. Este clar că în sfârșit vei găsi persoana cea mai potrivită pentru tine. Mai apare aici o lumânare și un fluture. Când tremură lumânarea, să știi că îngerul este lângă voi, vă ocrotește. Văd că mai și tămâiați în casă, ceea ce este foarte, foarte bine pentru că alungați negativitățile din casa voastră. Să știți că veți face ceva drumuri pentru muncă și veți cheltui și o parte din bani, dar să știți că va fi în mod folositor pentru voi, pentru viitorul vostru. Cu sănătatea vă va merge din ce în ce mai bine. O să aveți schimbări frumoase în viață. Să știți că unii dintre voi mai aveți de ochi asupra voastră. Acest de ochi vă afectează casa, familia, energia. Citiți rugăciuni, dragii mei, pentru acest de ochi, pentru că văd că, într-adevăr, vă afectează starea de bine. Da? Nu aveți chef de nimic, căscați foarte mult, vă este rău, poate din când în când. Asta înseamnă că aveți de ochi, ați adunat acest de ochi asupra voastră. Un delfin, dragii mei, văd aici și o fată și o bluză albă. O să-ți meargă foarte bine în următoarele zile, o să primești bani și vești bune, dragul meu sau draga mea. Acum portmoneul tău văd că este gol, dar curând se va umple. O să aveți mare noroc la bani în perioada următoare. Pentru cei din zodia Scorpion, să știți că vine un mare noroc în viața dumneavoastră. Și văd aici o gâscă albă, toate blocajele se deschid în fața voastră, ușile se deschid pentru voi. Și o mască. Există în jurul dumneavoastră cel puțin o persoană care are două fețe. Acasă sau la muncă, în față îți zâmbește, în spate te bârfește. O să afli cine este această persoană și o să-i scoți masca de pe față, dragul meu sau draga mea. Să știți că unii dintre voi văd că așteptați un răspuns de la bancă, da, poate ați făcut un împrumut pentru a vă face o casă sau pentru a vă cumpăra o mașină. Să știți că veți primi vești îmbucurătoare din partea băncii. Vor veni în viața ta minunile cum nu te-ai așteptat. Gândește pozitiv și vei avea de toate. Un urs polar, dragii mei, mai apare aici. Este clar, cu sănătatea o să vă meargă din ce în ce mai bine. O să prindeți puteri. Poate ați depus niște acte pentru un loc de muncă. Să știți că primiți răspuns că sunteți așteptați acolo la acel loc de muncă.
Dragii mei, văd că aveți un înger păzitor, este foarte gramnic ajutător vouă aici, deasupra voastră, este mereu lângă voi. Va aduce lumină în viață, dar vă călăuzește pașii pe drumul cel mai drept pe care este bine să mergeți. În casa voastră, dragii mei, văd că ridicați un drapel, o cupă, aveți o mare fericire în viață. Văd că ați câștigat ceva, fie la loto, fie o judecată, fie un loc de muncă. Este ceva ce se manifestă ca o adevărată reușită în viața dumneavoastră în aceste momente. Și mai văd aici un semn de plus. Fie ești în plus, fie la muncă, fie financiar, fie în dragoste, te ridici, îți va fi mai bine, pentru că tot timpul te-ai rugat, iar aceste rugăciuni ți se vor împlini în perioada următoare. Pentru cei cu inițialele A, L, M și S, o să aveți o fericire, un rând de rândunele, vin vești nemaipomenite pentru tine, aștepți un loc de muncă, îți vine răspuns sau aștepți o veste de la cineva să știi că îți va veni acel mesaj sau acea veste. În fața voastră, dragii mei, se deschide o ușă minunată. În 4 săptămâni sau 4 luni se vor da la o parte toate greutățile, toate piedicile, fie în bani, fie în dragoste, fie în carieră, în ceea ce vei avea tu nevoie. Viitorul vostru, să știți că este foarte luminos. Vă văd pe undeva în mijlocul naturii, fie undeva la mare, fie la munte. Văd că sunteți foarte bine și dansați, sunteți înconjurați de prietenii voștri foarte buni. La picioarele voastre, dragii mei, este un lac. Acest lac este lacul norocului vostru. Văd că veți avea foarte multă șansă în perioada următoare. Ceea ce vă veți dori să faceți, veți reuși. Și o mașină albă, cei ce sunteți la volan, mare atenție pentru că puteți avea un mic accident. Când coborâți o vale, o să fiți ușor rănit sau rănită, dar atât, nu va fi nimic foarte grav. Dragii mei, dragile mele, văd aici o femeie cu litera A, este singură și văd că își dorește și ea să aibă pe cineva alături. Văd că dacă ești această femeie, draga mea, să știi că în curând în viața ta va apărea cineva interesant, o persoană care se va dovedi a fi potrivită pentru tine în această perioadă. Într-adevăr, în ultima perioadă văd că ai avut multe blocaje, mai ales din partea rudelor, în privința atragerii unui partener în viața ta, dar iată că aceste blocaje sunt înlăturate acum și tu vei putea atrage acea ființă pe care ți-o dorești. Haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră se împlinește, să știți, inima voastră bate pentru cineva, văd că v-ați îndrăgostit de o persoană și în curând veți fi împreună cu această persoană, veți trăi și voi momente pline de fericire alături de acest om sau alături de această femeie. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost citirea mea de azi, eu mă bucur că am fost alături de voi de această dată, vă invit și la alte citiri pe viitor, toate bune!